Bună ziua, prieteni Golobofil, sunt Silviu și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să vedeți cum îmi montez două sputnice pe care le-am adus ieri și pe care le-am de la crescătoria regretatului Bent Po, un crescător din Fredericksound, de la vreo 200 km nord de locul în care stau eu, direcția aceea așa, și pe care le-am achiziționat la o sumă modică, zic eu, sunt originale, nu, astea sunt originale, să știți. Astea sunt the real deal, numai că nu mai sunt bune, sunt vechi. Se macină, se strică, sunt vechi, sunt scoapte, cum se zice. Și vreau să le înlocuiesc, atât pe cel de aici, cât și pe celălalt, cu cele de jos, vedeți, ăsta are și o gaură aici, cu cele de aici, care sunt nu foarte vechi, cred că au 5-6 ani, nu știu dacă au mai mult de 5-6 ani astea. Vedeți voi, ăsta de aici l-am eu de cred că 11 ani primit. Pe ăsta îl știu de când am venit eu în Danemarca, pus la un crescător, deci montat la crescători, la un crescător pe nume Egon din Roslev, localitatea Roslev. Deci era pus, montat acolo, acum 17 ani când am venit eu în Danemarca. Avea crescătoria exact în spatele farmaciei și am fost la farmacie să-mi iau ceva medicamente în timpul respectiv, la timpul respectiv și vedeți voi, am văzut porumbei pe acoperiș, m-am dus să văd sursa. Da, și s-a stins bătrânul Egon și am primit și ceasul lui, bine, l-am cumpărat sputnicile, ăsta l-am primit, am primit două, unul era distrus, dar pe ăsta am putut să-l folosesc. Deci o mică parte din istoria asta columbofilă locală. Ideea este că se folosea material de foarte bună calitate înainte, atât plasticul era foarte bun, aluminiu, care a rezistat în timp impecabil, și asbestul ăsta. Asta este o placă de asbest. Și asta este cea de sus. Plasticul, după cum puteți vedea, s-a scopt și aici. Dar placa asta de asbest, sper să nu fie de la cancerigen, probabil că este, pentru că trebuie să tai o bucată de acolo, din fundul celui de sus, să o tai și să o montez aici, pe cel de aici, pentru că asbestul ăsta folosit, cred că de firma poloneză, cred că este un sputnic polonez. Pentru că știu că cei din Nord cumpără produsele acolo din Polonia și mi-aduc aminte că am văzut pe net la firma respectivă un sputnic de culoarea asta gri de vânzare și cred că sunt de acolo. În fine, ideea este că ăsta, ați văzut, ăsta tot o, cred că un conglomerat de ăsta din ciment cu ceva, cu altceva sau alte chestii, ingrediente, dar se macină. Problema este că și placa asta de jos este în același material, dar este protejată. Asta a fost expusă la umiditate mulți ani, 5-6 ani. Gândiți-vă că eu când am fost acolo aveau 6 sputnice și le-am ales pe alea care aveau placa asta, adică pe astea care aveau placa asta intactă, da? Și deci la o simplă atingere s-a rupt. Și ambele s-au rupt. Eu trebuie să le înlocuiesc, am nituri aici, trebuie să dau jos niturile. Au făcut un sistem de ăsta de o carcasă, un suport pentru o antenă, s-ar putea să-l folosesc, s-ar putea să nu-l folosesc, ambele le au, pentru că vreau să-mi bag antena cu șuruburi direct în placa asta de, nu-i placă, e o bară de inox, așa cum am făcut aici, da, unde am prins aici, unde am prins pe ăsta, și nu am nevoie de suportul ăsta de lemn făcut. Cred că o să-l dau jos, acele și le-am pus acolo pentru a împiedica porumbei să sară. Da, este adevărat, și eu am porumbei care sar prin găurile astea, deci sar din interior, din sputnic, deci de jos afară. Le-am dat jos pe amândouă, foarte ușor, la demontat este ușor, să știți. Nu știu cum șurubul ăsta, nu știu cum l-am prins acolo, că nu ajunge. Cred că am avut un prelungitor la șurubelniță. Pentru că nu pot cu o șurubelniță normală, la lungimea ei normală, să ajung acolo, nu este spațiu. Nu știu cum l-am, nu mi-aduc aminte cum l-am strâns.
atunci, acum mulți ani în urmă, 11 ani cred că, faza este că astea poloneze, să le zic așa, sunt nițel mai, mai late, mai lungi, mai lungi, nu late, ai lungimea, lățimea e asta, lățimea asta, și trebuie să fac 3 găuri suplimentare, trebuie să fac 3 găuri în plus aici, pe partea asta la vreo 2 cm de găurile care sunt deja. Ar fost simplu aici să le montez, să le pun, că am tot ce-mi trebuie. Și bucata asta trebuie înlocuită, vedeți voi, de aici și până aici trebuie un prag. A fost un prag, dar o să-l locuiesc și am văzut că am material, o să folosesc, că bucata asta este un material special, nu este tego, dar rezistent cumva la umiditate și mai avea, o să aibă viață câțiva ani, până se va umfla de tot. Și o să îmi iau măsurător și o să fac pragul ăla, atât aici, cât și în partea cealaltă. Am dat jos plexiglasul de pe lateral, trebuie să iau cu o pânză de bonfire și să tai niturile și, așa cum am spus, vreau să înlocuiesc bucata asta cu un aspect din ăsta vechi. Asta o să iau să o montez, o iau de aici și o să o pun acolo. Încă mai este bună, să știți, dacă nu, cred că o să iau o bucată să fac din aia de acolo. De aia spuneam eu, sper să nu fie azbest de la cancerigen, pentru că sunt nevoie să tai din el și o să-l prindă nituri. Am cumpărat nituri, am prostie asta de prins nituri și să văd că n-am prins în viața mea nituri. Nu cred că e ceva foarte complicat, o să învăț acum cum o să prind nituri. Așa arată un Sputnik, cred că de vreo 40 de ani. Dacă nu mai bine, v-am spus că ăsta este foarte rezistent, azbestul ăsta, azbocimentul ăsta, așa se numește el, azbociment, și plasticul ăsta a fost el cândva bun, dar s-a scopt. Da, asta este, le înlocuim și le punem pe astea noi, polonezele, și să vedem cum o să fie. Sper că o să arate bine și o să mai aibă și astea câțiva ani aici, să facă vechime. Da? Și o să folosească porumbii de ele, pentru că să știți că sunt bune. Dar este vorba despre cu totul altfel de materiale moderne. Da, aici e cert că fabricantul i-a lipsit ingredientul secret. N-a știut. Bă, nu știu ce asta, frate, trebuie să am grijă că să nu stric fundul. Fundul. Asta e greu de înlocuit. E același material partea aia de jos. Dar e casant. Casant rău de tot. Nu știu ce e. Ia uitați. Pof. Da, n-a uitat. N-a pus de ajuns. N-a avut rețeta. I-a păcălit ăștia când i-a dat rețeta ăștia de la, cred că olandezii. Că olandezii au făcut astea sau belgeni. Cred că mai mult olandezii că ăștia cu trasul pe sfoară. Acum nu generalizez, dar ăștia țin de bani bine. Și a uitat să le dea ingredientul secret. Ia uitați aici, deci ține bine asta, o să-mi iau bucata asta și o să o înlocuiesc. Da, trebuie să încet și o să dau niturile afară cu pânza asta de bonfire. Da. Și primul Sputnik pus pe poziție, trebuie să-i pun suport acolo, un diblu cu șurub autofiletant, pentru că celălalt era scurt și trebuie să fie. Ca să nu atârne, am tăiat astea de aici, am văzut și la celălalt vechi erau tăiate, pentru că erau niște extensii, ceva în genul ăsta, și trebuiau tăiate pentru că nu puteam să ajung cu șurubenița, cu mașina de autofiletant acolo, poziția aia, am tăiat. Ăsta a fost prins într-o crescătorie de lemn, cu fațadă de lemn, și a fost prins în două puncte, a târnat de acolo de sus și prins undeva jos. Da, așa arată. Sistemul de închidere un pic dificil, diferit, nu dificil, și puțin dificil față de celălalt, pentru că celălalt pur și simplu se dădea în sus, se trăgea în sus. Însă trebuie să vin cumva de aici și să fac așa, să culisez pe partea asta prin interior, să se pare un pic ciudat. Și o să pun plăcerea de asbest, nu vin aici, dar o să pun plexi, am ceva plexi în garaj, o să iau, îl tai și îl montez aici cu nituri. Și așa se închide, dar e greu, e aiurea, nu-mi place. E dificil, vedeți, se blochează aici, uite. Ciudat.
Da, și folia asta albastră n-am reușit să o dau jos cu fionul, să o încălzesc, este scoaptă. Da, trebuia dată de la început. Asta este. N-am ce face, da, și asta, nu e fix aici. Nu e ce trebuie. Și asta este ciudat. Vasilii, este ciudat. Că n-a fost de la început, n-a fost bine prins. Sputnic, n-a fost bine asamblat. Cred că lipsea undeva, de fapt, pare să fie, da. Uitați aici, un pinimetru. E strâmb în partea aia, dacă se poate, dacă e strâmb. Nu știu, poate defect. Aici are burtă. Îl asamblez așa. Abia am terminat de montat ambele sputnice. Atât cel din stânga, cât și cel din dreapta. Asta trebuie să mai... Asta trebuie să montez lateralele, ușile din față pe care le iau de la cel vechi, pentru că le-am rupt, le-am spart la transport pe cele care erau aici. Da, folosesc pe alea vechi, nu-i problemă. Sunt interesante, să știți, arată bine, numai că la mine e dificil cu măsuratul și cu potrivitul. Eu am măsurat găurile astea, dar nu s-au potrivit. Așa că am mai tras din noroc, din flexibilitatea plasticului, într-un cuvânt. Da, e în regulă. Plexiglas aici, a renunțat la ideea cu asbest, placa asta de asbest, pentru că nu avea dimensiunile corespunzătoare. Am tăiat plexiglasul ăsta, l-am prins în nituri, am aflat că plexiglasul ăsta nu se taie foarte ușor, e casant, trebuie să am grijă, l-am tăiat cu greu, să zic așa. Mi-a pocnit aici colțul ăsta, a trebuit să fie un colț aici, dar l-am tăiat din nou cu pânza de bonfire, aia finuță. Ca să pară că intenționat trebuia să fie așa. Suprafața asta nu cred că o să fie apreciată foarte mult de porumbei, așa că m-am gândit, că nu o să fie o zi călduroasă, să fac un amestec de vopsea cu ceva nisip. Să dau suprafața asta să aibă așa, ca un fel de aderență, ca o suprafață abrazivă. Mă gândesc eu, nu știu dacă... Eu cum o să se învețe să stea pe ea, are o pantă, vezi, este o mică pantă acolo, ceea ce face apa să se scurgă. Ideea este bună, am schimbat, e ușor de demontat, sputnic, o să se demontează ușor. Vedeți voi, asta e foarte, foarte frumoasă așa, ca suprafață, pare că asta este fundul. L-am desfăcut și l-am pus cu fundul în sus, să zic așa, să arate bine. Un nou început, acolo am omis chestia asta, nu mai are importanță. Trebuie să pun lateralele și trebuie să decupez o bucată de placaj și să o lipesc acolo în ceva, un silicon. Și voilà, e pe poziție, le-am montat pe amândouă, sunt fixate definitiv, nu mai trebuie să fac nicio ajustare la ele. Da, eventual pragul ăsta de aici, care este făcut din placă de asbest, sper să nu fie de aia cancerigenă, că am inhalat la praf de ăsta de cred că vreo 10 grame, dar o să prind undeva în ceva lipici, ceva material de ăsta ca să facă priză între placa aia și, să spunem, rama la geam și ce mai este pe aici, rama asta de aluminiu de la sputnic. Faza este că ăsta este deformat, sputnicul ăsta. Motiv pentru care ori sputnicul ăsta deformat și are o altă dimensiune, ori au tăiat ăștia plasticul ăsta o altă dimensiune, pentru că vedeți voi, normal asta trebuia, cea de aici, nu trebuia să se așeze acolo, trebuia să fie pe aceeași canal, așa cum este la sputnicul ăla și cum era la cel al vechi, și să se ducă, să culiseze în sus, nu să se rabateze aici în partea asta. Asta este ce să fac. Acolo la Bent am găsit sistemul ăsta de blocare a găurilor pe lateral, găurilor laterale, celor două găuri care se află în extremele, din dreapta și din stânga sputnicului, și astea trei libere, care, să spunem noi, sunt acoperite de antenă, antena care va fi aici, de desubt montată de mine. Antena aici, găurile astea libere. Astea se dau jos, așa,
scuze stau lichide, se dau jos, în momentul în care nu este concurs, felul ăsta. A, este ciudat, mă enervează, dar n-am ce face. S-a închis. Ușile se închis și ele. Punem asta aici de proptim asta aici ca să blocăm ușile, să nu cumva să bată vântul, să le deschidă, să mi le dea jos și s-a terminat cu el. Acum o să vedem în toată splendarea lor, alea de la Sputnicul Vechi, pentru că, așa cum am spus, le-am spart pe cele noi pe drum. Așa trebuie să... din asta de sus. Ceva în genul ăsta. Da? Să stea acolo sus. Nu să cadă. Dar distanța dintre canalele lateralelor la Sputnic sunt diferite. Ori este mai la Sputnicul ăla nițel câțiva milimetri, ori au tătăști, așa cum am spus, plexiglasul mai scurt. Acolo este mufa pentru antena. Bă, arată bine, să știți că foarte, foarte bine. O să dau drumul la femeile să se bucure. La fel, placa asta de asbest pus aici, să fac trecerea, pragul dintre ori căscătorie și Sputnic. Să nu dau spațiu absolut deloc vreo dihani să intre pe aici, dar trebuie fixată pentru că o împinge și trebuie lipită. Proiect terminat. Da. Hai să vedem germanii. Și porumbei mei germani de frumusețe, asta este o pereche, un cuplu, format dintr-un mascul de culoare albastră și o femelă de culoare albă. Au fost mai mulți porumbei acolo în crescătorie atunci când i-am cumpărat pe ăștia 4, cei de aici 2 și cei care urmează să vi-i arăt. Cred că vreo 15 exemplare, unul la mână, m-am uitat, nu m-au interesat seriile de pe INN. Interesant este faptul că s-au nimerit serii consecutive, toți 4, unul după altul. 2886, 2887, 2888 și 2889. Ăștia sunt cu punctaje în expoziții. Au ratat o singură expoziție anul ăsta. Ei sunt pui, să știți. Au ratat o singură expoziție datorită gripei aviare, exact în ziua aia în care ar fi trebuit să aibă loc expoziția asta. M-am dus și am cumpărat de acasă de la el. Au fost mai multe exemplare acolo. I-am ales, am zis să fie monoculori, să pot lucra eu. Nu mi-au plăcut albaștri, dar nu aveam ce să aleg. Erau bălțături ceilalți. Bălțături o să-mi fac eu. El a spus că sunt porumbei din aia care să reprezinte rasa asta, adică au caracteristicile rasei spre perfecțiune. Sunt multe aspecte aici, multe de discutat. Vedeți voi, trebuie să aibă poziție, trebuie să fie picioare, trebuie să stea cu cât mai mult perpendicular cu solul, spatele, coada, de preferat cât mai orizontal, capul trebuie să fie în anumită formă, ochiul, de exemplu, geaba trebuie să fie rotund, trebuie să fie foarte proeminentă, trebuie să fie ochiul oval, ochiul trebuie să fie de culoare portocaliu închis, nu se acceptă decolorări ale pupilei, ale irisului, pupile și mai departe. Linia, de exemplu, mandibula trebuie să, zicem așa, să tranziteze jumătatea ochiului. Sunt multe chestii aici, nările nu trebuie să aibă canal între ele. Sunt multe, multe detalii. Am văzut ceva porumbei pe internet, pe anumite site-uri, să știți că și la ochiul meu așa de nepriceput, de amator, erau unii acolo care nu reprezentau rasa asta nici de cum. Da, o să reproduc din ei, cred că două perechi de pui din fiecare, după care o să-i țin cadouci. Așa nu vor ieși afară, nu vor zbura afară, pentru că o să încerc să nu amestec puii de germani de frumusețe cu puii de porumbei voiajuri, pentru că o să-i ducă de nebuni voiajuri, o să-i pierd. Și păcat de ei. Vedeți voi, rasa asta, știți foarte bine că a fost formată în Germania, în al doilea război mondial, din câte știu eu, în perioada respectivă.
Era interzis, știți foarte bine, și în primul și în al doilea război mondial, erau interzisă creșterea porumbilor voiajori, cel puțin în alte țări decât Germania, țara nazistă în perioada respectivă. Cei care erau prinși, știm foarte bine că erau executați, încă mai sunt secvențe prin anumite filme cu ce se întâmpla cu acei oameni care nu erau spioni, dar pur și simplu mai ascundeau câte o pereche de porumbei pe undeva sau îi aveau prin podurile casei, de multe ori rătăciți, da? Dacă îi găseau ăștia, executau, sau considerați spioni. Cred că în Germania au fost, bine, porumbei au fost confiscați voiajuri de peste tot, de armată, dar în Germania, cred eu, și poate și în alte țări, erau anumiți crescători simpatizați de armată, care creșteau porumbei pentru ei, să zic așa, furnizându-le material genetic de calitate. Dar, vedeți voi, Germania a fost lăsați să crească porumbei în perioada respectivă și ăștia sunt porumbei voiajori, practic. Sunt porumbei voiajori germani de frumusețe. Deci porumbelul voiajor de concurs a fost selectat în contextul frumuseții, anumitor caracteristici. Așa a luat nașterea această rasă. Ei nu mai au calități de zburători, de simțul orientare este aproape inexistent la ei. Spunea crescătorul respectiv că dacă îi duc la 5 km nu mai vin ăștia acasă. Da, nu mai zbor ei. Cu toate că sunt mai mari în volum față de porumbei voiajori, dar nu mai au calitățile alea de zburători. Știți că unii, eu am văzut porumbei voiajori mai proști la mână față de ăștia. Da, hai să vă arăt și perechea cealaltă. Sunt tineri și sunt frumoși. Să-i vedem și pe ceilalți doi. Al doilea cuplu, format dintr-un mascul roșu dominant și o femelă de culoare albastră, foarte reușită femela, să știți. Asta trebuia să ajungă la un coleg de-a lui pentru reproducție. Cred că a avut un punctaj mai mare în expoziție, dar a luat eu până la urmă. Păi, sunt porumbei blânzi, să știți, dar nu știu acum, reacționează urât, cred că n-au văzut afară sau fi, nu știu de ce reacționează așa aici. În interior sunt foarte blânzi, prind cu mâna și au reflexe foarte slabe față de voiajor, vă spun. La mână sunt destul de voluminoși față de voiajori, osoși și temperamentali, să știți, unii dintre ei. Cred că asta o să fie un cuplu, o să fac și albași între ei, o să fac și roșu ăsta cu alba, pentru eu anumit alte culori. Din ăștia o să-mi dea argintii, o să-mi dea albași, o să-mi dea roșii, o să văd cum îi combin eu. Da, alba cu roșu ăsta o să-mi dea pălțături, pagi pe roșu, poate niște cuci pe roșu, cine știe. O să văd, dar cred că alb curat nu o să am șansă să-mi dea vreun alb curat. Da, sunt sperioși, nu știu de ce reacționez, cred că este seara acum și instinctul le spune că, cum este, cred că orele 15:30, dar se întunecă repede aici și vor neapărat să intre în căscătorie. Da. Cam atât pentru azi, frații mei, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o până acum, pentru a avea acces la mai multe videouri pe care o să le postez pe viitor, să le aveți acces din timp, să primiți notificări, zic eu. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de mine până acum și de acum încolo un an nou fericit și multă, multă sănătate. Toate cele bune!